calculatoarele ne fac rău. Sincer, eu nu cred. Eu cred că este datoria noastră să ne adaptăm evoluției lumii din jurul nostru. Ați văzut că toate monitoarele pe care le avem la dispoziție astăzi sunt ultra performante și eu cred că nu ne fac rău. Acum, orice lucru îl facem în viața asta în exces poate să influențeze în vreun fel sau într-un fel viața noastră, nu? Adică, dacă bei mult, poți să capezi nu știu ce probleme. Dacă faci sport prea mult și nu te învață nimeni cum, poți să te accidentezi sau să, nu știu, orice extremă poate avea niște rezultate nedorite. Acum, dacă un om stă de dimineața până seara și se uită într-o sursă de lumină la aceeași distanță, normal că ochii lui obosesc. Pot căpăta inclusiv niște dioptrii care nu sunt permanente. Să fac parte dintr-un proces de adaptare. Dacă eu vreme de 3 ani mă uit doar aici și trebuie să fac chestia asta așa, organismul meu care e deștept va dori să mă ajute. Deci, eu cred că trebuie să avem viață frumoasă. Dacă stăm mult la calculator, există niște ochelari care oferă confort mai mare. Deci, încă o dată, eu nu cred că ne face rău.